India este una dintre cele mai fascinante țări de pe planetă, locul în care va exista mereu ceva care să șocheze sau să impresioneze. Denumirea India este derivată din numele râului Indus. Ziua Republicii este sărbătorită pe 26 ianuarie. Țara contrastelor, India, invită pe toată lumea să o cunoască și să se îmbogățească spiritual și cultural, atrăgând la tot pasul prin inedit, prin discrepanța dintre sărăcie și bogăție, prin toleranța în care trăiesc aici adepții numeroaselor religii, prin fascinantul Bollywood, prin experiențele autentice, culinare sau prin festivalurile fastuoase. Cu o populație de peste 1,3 miliarde de locuitori, aici există numeroase religii, printre care amintim creștinismul, budismul, islamismul, hinduismul și multe altele. Populația Indiei crește mai repede decât oricând și se estimează că mai mult de jumătate din populație este sub 25 de ani, ceea ce face să fie una dintre cele mai tinere populații din lume. De asemenea, mai știm că este a doua țară din lume după numărul de locuitori și se află situată pe continentul Asia, în sudul acestuia, și este mărginită de țările Bangladesh, Bhutan, Birmania, China, Nepal și Pakistan. De-a lungul timpului, a jucat un rol major în istoria umanității, a fost colonizată de Imperiul Britanic și și-a câștigat independența în anul 1947. Este cunoscută ca fiind țara de origine a piperului și țara cu cel mai populat oraș din lume, New Delhi, cu 21,7 milioane de locuitori. Totuși, orașul cel mai populat este Mumbai. Se pare că aerul în Mumbai este atât de poluat că respirația pe durata unei zile echivalează cu 100 de țigări fumate. India este recunoscută ca putere atomică. Fiind o confederație compusă din 29 de state federale și 7 teritorii federale, dar fără o limbă națională, Hindu, având cel mai mare număr de vorbitori, aproape 81% din populație, identificându-se ca fiind Hindu, așadar a fost recunoscută ca limbă oficială a guvernului și totodată, fiind a doua țară ca mărime cu vorbitori de limbă engleză. Se estimează că peste 850 de limbi sunt vorbite zilnic în India și că există peste 1600 de limbi care sunt cunoscute în țară. Cel mai înalt munte din India este Kanchenjunga. Acesta este de asemenea al treilea cel mai înalt munte din lume, cu 8586 de metri. Bucătăria indiană este senzațională și nu poate fi comparată cu nimic altceva, aici aflându-se cei mai mulți vegetarieni. Templul de Aur din India oferă câte o masă vegetariană pe zi la peste 50.000 de oameni, indiferent de rasă, religie și clasă. Numai pentru India, KFC a trebuit să introducă un meniu vegetarian. India este atât cel mai mare producător, dar și consumator, de mango, acesta fiind și fructul național. Aici se produc multe dintre condimentele lumii, peste 70%, fiind totodată și cel mai mare producător de ceai, așa cum nu poate fi decât o plăcere de a încerca o mulțime de rețete delicioase. Zahărul a fost consumat pentru prima oară în India. India este cel mai mare producător de fasole uscată din lume. A fost prima țară din lume care a dezvoltat tehnici de extracție și purificare a zahărului. Sărbătorile indiene sunt un motiv de a petrece și de a descoperi latura distractivă a acestui popor. Varanasi are puterea de a fascina pe orice european care îi trece pragul, nu prin monumente deosebite, ci prin spiritualitatea pe care o emană. Este centrul spiritual al Indiei, locul în care toți indienii vor să moară arși pe rug pentru a atinge nirvana. Taj Mahalul este foarte spectaculos și nimeni nu trebuie să-l rateze dacă s-a decis să călătorească în această țară. În plus, acesta a fost inclus pe lista celor 7 minuni ale lumii moderne și nu s-a întâmplat acest lucru degeaba. Jaipur, sau orașul roz,
trebuie neapărat vizitat pentru că teleportează pe oricine în trecut, într-o lume cu arhitectură unică și impozantă, unde locuiește încă familia regală. Pune, supranumit și Oxfordul Estului, este plin de biciclete, de colegii și universități, un loc ideal pentru orice intelectual care vrea să se piardă în lumea cărților și să bea cafea tare alături de studenți. Pentru a călători în India, sunt și câteva reguli de respectat pentru a facilita călătoria. Este recomandat să se bea doar apă îmbuteliată, sub nicio formă nu se oferă bani sau lucruri copiilor sau cerșătorilor, dar se va lăsa bacșiș întotdeauna, absolut totul se negociază, așa cum vedem în Turcia, Tunisia și alte destinații fascinante. Nu se cumpără bijuterii sau pietre prețioase decât din locurile indicate de ghizii ce vă însoțesc peste tot. Este ilegal să iei rupii în afara Indiei. Se recomandă vaccinul înainte de a vizita această țară. Moneda valutară în India este rupia. Monedele din India au alfabetul Braille, lucru ce îi ajută foarte mult pe cei orbi. Majoritatea istoricilor sunt de acord că prima relatare înregistrată a unei operații estetice se găsește în textele din sanscrita antică indiană. Mai mult de un milion de indieni sunt milionari, deși este o țară săracă, având un PIB scăzut. 42% din populația săracă a lumii trăiește în India. Alte curiozități ce le-am descoperit de-a lungul lecturii ar fi că șahul a fost inventat de indieni, dar că în forma lui inițială avea altă denumire și anume Chaturanga. Jocul de șah a început în India în timpul Imperiului Gupta, răspândindu-se în Imperiul Sasanid, persan, și apoi în Orientul Mijlociu, după ce musulmanii au cucerit Persia. De acolo s-a răspândit în Europa și în Rusia. Algebra, analiza matematică și trigonometria își au rădăcinile în India. Arzabhata a fost omul de știință indian care a inventat cifra 0. Sistemul numeric a fost inventat în India. Prima universitate cunoscută din lume a fost întemeiată în Takshashila, tot în această țară. Matematicianul indian Budayana a calculat primul valoarea lui pi. Femeile din această țară dețin 11% din aurul de pe glob, India fiind și cel mai mare cumpărător al acestui metal prețios. Diamantele au fost descoperite și exploatate pentru prima dată în India în secolul al IV-lea înainte de Hristos. În momentul descoperirii lor, diamantele erau apreciate datorită rezistenței și strălucirii lor și pentru capacitatea lor de a refracta lumina și gravarea metalului. Iar despre rata divorțului, aflăm că e foarte scăzută, ceea ce ne face să ne gândim că au un cult foarte strict vis-a-vis de căsătorie, pe care o respectă și la care nu renunță așa ușor. Polițiștii cu mustață au un bonus la salariu, pentru că poartă acest accesoriu, lucru des întâlnit la acești oameni, putem spune că face parte din uniforma instituției ce o reprezintă. Mai aflăm că aproape 60% din populație este vegetariană și că există mai multe telefoane mobile în India decât toalete. După trăirea și spusele localnicilor, aici aflăm că există 6 anotimpuri. Primăvară, vară, iarnă, toamnă, ajunul iernii și sezonul musonilor. Aici se află localitatea unde cad cele mai multe precipitații într-un an. În junglele montane din sudul Indiei au fost descoperite 14 specii de broaște dansatoare. Există un singur fusorar în toată această țară. Armata Indiei este a treia ca număr de soldați din lume. Șamponul a fost inventat tot de indieni, cuvântul provenind din sanscrită și se traduce masaj. Indienii au descoperit prima dată că există apă pe lună cu ajutorul unui satelit indian. După cum știm, aici este o adevărată industrie a ovinelor și a bovinelor, ceea ce a dus la dezvoltarea industriei laptelui, fiind cea mai mare ca producție. Pentru indieni, vacile sunt sacre. Le puteți întâlni chiar pe străzile orașelor. India este casa a aproximativ 200 de milioane de vaci. Deținuții din această țară
își pot reduce sentința prin obținerea de note mari într-un test de yoga. India produce mai multe banane decât oricare altă țară de pe planetă, reprezentând aproximativ 28% din cultura mondială, China fiind a doua cu doar 10%. Întâlnim două aspecte ciudate în această țară, legate de oficiul poștal. Primul, ca fiind cel mai mare, și cel de-al doilea, ca fiind cel mai lent. În această țară, văduvele sunt considerate aducătoare de ghinion. În timpul nunților, indienii decorează evenimentul cu flori de gălbenele. Cu toate că poate părea surprinzător, căsătoriile aranjate sunt adesea acceptate de ambii miri. Ele sunt o tradiție străveche, acceptată de populația indiană conservatoare și modernă deopotrivă, în care părinții analizează și aleg soțul potrivit pentru fetele lor. Acest lucru încă se practică pentru că există convingerea că părinții pot alege ce e mai bine pentru viitorul fetelor, mai ales din punct de vedere al siguranței, dar asta nu scoate din calcul un mariaj din dragoste. Florile galbene reprezintă fericirea și norocul. Simbolul național al acestei țări este tigrul bengalez. India găzduiește multe mamifere mari, cum ar fi leopardul de zăpadă, rinocerii indieni, tigrul din Bengal sau elefantul asiatic. India are un spa dedicat elefanților. Acolo animalele se pot bucura de băi, masaj și chiar mâncare. Sărbătorește ziua copilului pe 14 noiembrie, fix la 9 luni după ziua îndrăgostiților, care e pe data de 14 februarie. Drumurile din India pot înconjura globul de aproape 120 de ori. În India, mașinile se conduc pe partea stângă a drumului, așa cum se întâmplă și în Marea Britanie și Australia. Un record mondial a fost stabilit în 2016 în India pentru plantarea aproximativ 50 de milioane de copaci în 24 de ore. Mahatma Gandhi este cunoscut ca tatăl națiunii în India. Numele său complet era Mohandas Karmakand Gandhi. A murit în 1948 și a fost recunoscut ca eliberatorul Indiei împreună cu alți luptători în domeniul libertății. India are cea mai mare industrie cinematografică din lume, cunoscută ca Bollywood. Baza industriei filmului se găsește în Mumbai, iar B din Bollywood provine de la inițiala cuvântului Bombay, fostul nume al orașului Mumbai. India găzduiește râul Gange, care este un râu sacru pentru hinduși. Râul este venerat ca fiind locuința zeiței Ganga și se crede că oferă puritate celor care intră în apele sale. Deși râul Gange este unul dintre cele mai murdare râuri din lume, se crede că dacă te speli în râu, îți speli păcatele. Musulmanii nu mănâncă carne de porc, așa că în regiunile nordice, unde trăiesc cei mai mulți musulmani indieni, carnea de porc nu este servită. Triunghiul de Aur este considerat cel mai frecventat traseu turistic din India, fiind format din orașele Delhi, Agra și Jaipur. Situat în partea de nord-vest a țării, Rajasthan este cel mai mare stat al Indiei, o călătorie în această populară destinație de vacanță fiind considerată o incursiune în trecut, în lumea somptuoasă a maharajahilor. India este o țară care se lasă ușor descoperită și impresionează prin autenticitatea sa. O călătorie în această țară este o experiență pe care niciun turist nu o va regreta vreodată, aceasta fiind considerată una dintre cele mai fascinante și complexe destinații turistice din lume. Floarea națională a acestei țări este lotusul. Copacul banian este copacul național al Indiei. Pasărea națională este păunul. Narghileaua a fost inventată tot în această țară antică. Claxonul este chiar încurajat în India. Dacă în fața unui șofer la volan se află altă mașină, chiar este recomandat să claxoneze pentru a-și face prezența simțită, după cum arată și mesajele postate pe spatele mai multor autoturisme, vă rugăm claxonați. Ornamentele indiene sunt un accesoriu esențial, nu doar pentru frumusețe, cât pentru simbolurile lor valoroase. De cele mai multe ori, bijuteriile sunt cadouri primite cel mai adesea la nuntă, astfel devenind un simbol al statului. Aproape inaccesibilă turiștilor din cauza altitudinii ridicate la care se află și a distanței uriașe față de cea mai apropiată localitate, Gangaria, aproape 8 ore de urcat pe versantul Himalayan, Valea Florilor,
a fost și este considerată unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ. Prezentă inclusiv în mitologia hindusă, ea a fost redescoperită publicului internațional în anul 1931, atunci când un alpinist britanic a ajuns întâmplător la marginea uriașei grădini naturale. Sute de flori sălbatice, cu tot atâtea culori diferite, acoperă complet această depresiune din Himalaya, creând un spectacol ce îți taie respirația. În prezent, Valea Florilor face parte din Parcul Național Nanda Devi. Cea mai mare familie din lume trăiește tot în această țară. Acest bărbat are 39 de soții și 94 de copii. Prima rachetă din India a fost transportată cu o bicicletă. Aceasta a fost atât de mică și de ușoară, încât a putut fi transportată la stația de lansare cu o simplă bicicletă.